Mă numesc Lapte Elena, am 18 ani și studiez mecanica. Îmi place și vreau și eu și m-am transferat la mecanic, la operatori. Și nu-mi pare rău, adică îmi place foarte mult. Am dezasamblat toată bicicleta, am curățat piesele, am spălat-o, am șlefuit-o, am degresat roțile, apoi le-am pus la loc. După ce am vopsit alături de Gabi, adică a fost super să vopsesc alături de el, o experiență de neuitat. Apoi am ansamblat-o și am spălat-o și e gata să le dăm copilul. Mă numesc Mican Alexandru Marian, am 17 ani, am lucrat la biciclete alături de colegii mei. Am învățat să vopsesc, să lucrez în echipă, ne-am învățat cum să lucrăm în echipă, să repar biciclete. Salut, mă numesc Cătălin Naie și am 18 ani și sunt pe profilul Mecanic Auto. Tot este posibil în viață, doar să crezi în ceea ce faci, să crezi în viitor. Ce au făcut ei practic, au luat partea asta de comunicare învățată în zona de ateliere de dezvoltare personală și au folosit-o astăzi aici. Adică au comunicat, au lucrat în echipă, s-au sincronizat și iată că au făcut ceea ce au făcut. Dincolo de asta, mi se pare că sunt foarte entuziasmați și elementul central, meseria lor, este munca. Și mi se pare că asta au făcut în primul rând. Am muncit foarte mult și mă bucur că tot mai mult să văd faptul că au folosit zonele învățate în atelierele de dezvoltare personală. De uimirea mea, au fost foarte receptivi. Am fost ferm pe ceea ce au avut de făcut și le-am spus la bun început că am nevoie de seriozitate maximă, să-și dea interesul maxim, să fie foarte atenți la ceea ce le spun, ca lucrurile să iasă ca la carte și să ne încadrăm în timpul care l-am avut la dispoziție. Să nu renunțe niciodată să lupte, să aibă voință, dorință și să lupte până la capăt. Dacă vrei, orice se poate întâmpla. Nimic nu este la întâmplare și nu spică nimic din cer. Prin muncă, dorință și voință se face tot. Să aibă încredere în ei și să nu se dea niciodată bătuți. Fratele meu este mecanic auto și chiar vreau să-l urmez. Adică mi s-a părut un model foarte bun pentru mine. Am învățat să comunic mai deschis, să fiu mai îndrăzneață, să lucrez în echipă și cum să negociem, cum să facem proprii bani. În prima zi când am venit, stăteau la masă tot cu telefonul în mână și nici măcar nu se uitau în stânga-dreapta, nu vorbeau. Iar astăzi, uitându-mă așa în jur, am văzut că chiar vorbeau, povesteau ce s-a mai întâmplat, cum s-a întâmplat și cred că chiar s-au atașat și unii de alții și de noi voluntari. Colectivul e super, de la voluntari, la staff, la copii. Pe primul loc sunt oamenii, tot timpul a fost și anul trecut și anul ăsta. Nu au contat noi, au contat ei și era foarte frumos când îi vedeam că evoluau și erau atât de fericiți când făceau bicicletele sau când pur și simplu când dădeam palma cu ei pe scări. A fost foarte drăguț.